Salutări și continuăm, bineînțeles, seria de Outlast. Suntem în această cameră, unde sper să găsesc o baterie, dar de ce aș găsi eu o baterie aici? Trebuie mult acolo să sperați. O țură de lag. Bun. Bine, domnule! Hai da! Da, da, ai de o holy fuck! Bun. Uite, scară! O scară! Bine, înțeles! Eu, cu mila! Evanghelia are putere! Are putere! Evanghelia! Evanghelia, da. Că eu deja da. Dumnezeu, da, domnule. Da, bineînțeles că a fulgerat și săritură. Nu știu, dar parcă n-ai, nu știu, parcă nu se mișcă așa de repede. Na, pe unde să o luăm? Uite, a. Foarte săritură magică pe platformă. Bă, vezi că nu pice aici. Da. Dumitru este un om foarte rapid. Ar trebui să avem grijă aici. Haide, ia, oprește camera. Nu prin camera pentru că nu mai văd nimic. Nu știi? Asta am văzut ceva. Uite, uite. Și acum trebuie să arunci acolo, cred. Da, sari. Dar oare dacă sărim aici? Da. Acum... Sari jos! Rareș! Intrăm înăuntru, știi? Încă n-am intrat. Dar nu pe aici. Încă n-am intrat, bă, ce ai? Uite. Dacă uite că sare aici, cred că... A, trebuie să nu mâncăm aici. Da, eu cu Eddie am decis, fiecare face o parte, el face... Adică el face episodul ăsta. Sau mă rog, partea asta. Vedeți că e HD auto ăsta, vezi ce mai are? Ai de... Pina mea, ce lag. Mă scuzați? Ai de... Cu tubușă! A, the fuck, era un om acolo. Închis. Incredibil. Dar pun, nu ai sta. Ăla face labă. Ești orb? Da, domnule, ești dezbrăcat. E frumos. Cred că pe aici trebuie pe scara acolo. Numai oameni care stau și se bucură de vremea frumoasă. De afară. Suntem în... Sori și voi, ce soare însori și vesel. Soare însori și vesel. Bineînțeles, ăsta era culturist, uitați ce bandana are pe cap. Stai, de să cobori pe acolo. Pe unde? Aici, acolo. Da, da, bun, domnule. Acum? Acum chiar pe unde? Schimbă bateria, dă-i load. Ah, uite, acolo, acolo, acolo trebuia să... Cred. Nu! Alergare! Nu, am un loc. Na, stai mai mișcă, te să te generezi așa, din viață. Dumnezeu, cu mila! Sprintul, cocalul! Ce? Nu contează! Ba, va, pula mea! Fulger! Ba, nu să fulgere afară, au, au, nu știu pe unde să o iau. Ai, ia-te dreacă. Dă-te! A, așa, intră tu. Da, din greșeală. Nu mai cu mila, hai să mă bagă în lasă. A, e spatele nostru, uite tu pe ce. Ne urmărește. Bineînțeles că o luăm pe pol și ne împiedicăm. Da, domnule, nu, domnule. Oh my fuck! N-am o fraiere mai urși tu, mă! Da, dar bune, ce fricos sunteți! Bineînțeles că am scăpat de un maltratat. Pe aici. Bineînțeles că eu m-am căcat pe mine. Bineînțeles că taci. Bineînțeles că acest domn se... Pentru că tu ești fișele, Bruno. Tu, troll, ești un tofiș. Noi filmăm pentru OTV. Suntem în direct cu Antena 3. Doamna de la Antena 3, veniți în pula mea. Ia uită-te în spate, poate îi trebuie să... Nu. Trebuie să faci un lucru doar? Da. Nu mă lasă! Bă, nu te lasă!
fermă de cal. Ei, ce să continui pe de aici? Da, așa ziceam și eu. Da, ziceam și eu că suflet meu de copil însărcinat nu are voie să zică nimic. De unde trebuie asta? Nu țin frica mult. Nu mai vreau frica. Stai un pic. Nu te like a bitch. Fantoma, eu nu. Nu te like a bitch, na. Like a bitch, star. A, mi-a dat cu totul. Pe aici, hai. Mâncăm ceai și să vin la ha. Stați un pic. Așa. Da, domnule, hai, unde ești, mă, putut în cap? Hai, da, te-am luat, da! Pula mea, nu, nu ce? Da! Na, mă, pulă! Na, 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 hai, hai, da. Hai, da, să te văd, hai, da. Poate ia și să se spartă. Na, hai, tu ești. Suntem, cum ar veni înăuntru? Ma bine, Marcel. Unde l-au întocat, ești bol? Nu vezi că plouă în casă? Da. Uite. Bă, pe acolo. Bă, pe aici, pentru că aici, aici am mai... Bă, cred că pe încă nu. Stai așa. Dar facem ca Spider-Man. Bruno, tu stai. Dar nu... Eu pe aici. Dar nu i-am zis de Spider-Man. Operație. Închisă. Operație. Hai de-a, că nu știu, mă. Joacă-te. Dar nici eu nu știu. Bun. Ia, da. Du-te pe acolo, poate. Nu știu, pe acolo, dacă acolo, acolo trece Marcel cel vesel. A, nu, pe aici am venit. Tocmai pe aici am venit. Domnul. Deci, Dumnezeu cu mila. Trebuie să aplaudăm. Nu înțeleg nimica. Ce Dumnezeu mă lasă să mă împiedic? Nu trebuie să mergem. Bun. Pentru că automobil. Este un singur drum, probabil, în afara celor 70 pe care le-am parcurs. Deci, acum, trebuie să-l găsesc. Hai, da. Singa, da, jur dacă... Uite aici, mă! Dar ce-i futaiul ăla? Aaa, cărucioare! Mi-aș plimba copiii în ele. Copiii ăia am putat de la spitale! Gata, suntem înăuntru. Normale, hai, stai, deci... Bă, și de ce mă sperii? Că-ți poți voi. Și eu mai mult. Bă, haide, puna mea! Ne împiedicăm! Bă, trebuie să găsim niște baterii, neapărat. Stai să cânt, Edi, mai zic o dată întreaga povestea lui Drago, baterie. Ai, e viața Edi, mea lag. Am o întrebare așa scurtă, așa, și tu, normală. Stai, închis Google-ul. Probabil că nu. A, nu l-am închis, că a fost în bară. Da? A băgat în bară. Ai, bă, nu știu, încă o baterie, boss. Da. Ce bine că nu tot suntem... Această casă este foarte amenajată de când eu am fost... Dragomir a fost ultima oară în ea. Cred că îi plac și lui schimbările acestea. Noile schimbări porno. Nu, am mâncat pe lui. Uite-l pe ăla. Ăla parcă nu te lovea. Îți dădea un șut în pulă, ce? Da. Da. Da, chiar. Că atâta ne futem aici. Brânză de cal. Brânză de cal smulsă cu forța. Îmi bat capul de drag. Acolo, se spălă... Încearcă. Acolo se spăla Dragomir pe mâini. Aici se spălau rufele în vechiul orfelinat, băga mea, și ce umbră avem. Acolo era dus Dumitru cu căruciorul. Mereu vomita după semnificat. Taci-mi pula mea că nu vomita nimeni. Toți închis. Da. Ușile sunt închise pentru securitatea națională. Ba, intră deschisă. Securitatea porno. Ce? N-ai de gând să mă lovești. Ai de gând tu să sungi, pula. Dar vorbește cu noi. Mulțumesc. Mulțumim că sunteți pomne. Da, căciulă. Ce? Căciulă, adică vreau să zic cărucior. Păi ce, parcă era o baterie. Chiar da. Suntem bogați! La baterii. Da. La bateriile. Da, domnule, suntem! Vor fi minute de parcur! Pe lângă. Cred că n-aveai cum să sar, deci intenționat trebuia să pici aici. Sau?
Sario? Stai ca mai încerc o dată. Evanghelia are putere. Nu știu de ce putere. Evanghelia, Evanghelia are putere, are putere! Da! Yeah, boy! Aici este nu ăla porul care facea. De ce, dar nu știu. În acest orfelinat era, nu știu, acest orfelinat era foarte dotat când Dragomir trăia. Adică exista striptease, exista. Exista dans la bară. Dar înainte el era cel mai bun. El era un porn man, destul de drăguț sari. Jabalaba. Este. Da, vă dracu, deci, deci nu știu cum am, m-am gândit eu. Era un gay. De ce? Nu știu de ce. Pentru că făcea lampa împreună cu prietenul său imaginar. Cum îl chema? Estel. Estel. Estel era foarte... Păi da, chiar era.